Deși trăiesc la peste 3.000 de kilometri de locurile natale, românii din orașul Castellón de la Plana, de pe coasta de est a Spaniei, l-au cinstit în mod deosebit pe Sfântul Ierarh Nicolae. Astăzi au participat la Sfânta Liturghie Arhierească. În mijlocul credincioșilor români din orașul Castellón de la Plana s-a aflat astăzi preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială de aici și i-a felicitat pe românii care au îmbrăcat portul tradițional românesc. Am venit la parohia ortodoxă română din Castellón, păstorită cu vrednicie de către părintele Nicolae Ioniță. Așadar, și comunitatea și păstorul își cinstesc ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Nicolae, un sfânt care este atât de iubit, atât de cinstit de către toată lumea, pentru că a fost bun și milostiv. El este întâi de toate pentru noi preoții o sursă de inspirație. Noi preoții, dacă vom reuși să fim aproape de Domnul, așa cum a fost și Sfântul Nicolae, atunci vom fi în stare să ne apropiem și de oameni cu inimă bună, cu inimă milostivă, înțelegându-i pe toți și primindu-i pe toți și ajutându-i atunci când sunt aflați în nevoie și în încercări. Părintele paroh Nicolae Ioniță slujește în această parohie din anul 2009. Am avut astăzi bucuria aici în parohia noastră de a sluji Sfânta Liturghie împreună cu părintele nostru episcop, vicar, preasfințitul Teofil. Împreună am slujit și cu frații preoți din protoieria noastră, cei care au reușit să ajungă astăzi, pentru a da slavă lui Dumnezeu și mai ales pentru a aduce Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei noastre, jertfa rugăciunii și a dărniciei noastre. De fiecare dată suntem emoționați în această zi pentru că Sfântul Ierarh Nicolae aduce pe lângă bucuria slujirii și pe cea a dăruirii, pentru că este un reper al bunătății și al milostivirii. În prezent, în orașul Castellón de la Plana trăiesc peste 20.000 de români, reprezentând 15% din populație.